Un incendiu a izbucnit în această dimineață la Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Pojorâta. Flăcările au cuprins o anexă a centrului, după care s-au propagat la o locuință învecinată, unde s-a aprins un foișor. În ciuda intervenției, pompierilor din câmpul lung moldovenesc și a celor din Pojorâta au ars anexa centrului. Un perete de 80 de metri pătrați s-au degradat clădiri și bunuri aflate în interior. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost fumatul în locuri nepermise. Din nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat o clădire administrativă ce aparține centrului și casa de locuit a proprietății învecinate.